Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Silviu și astăzi am venit la șaormeria Băneasa de la Mihai Bravo numărul 57 ca să mă întâlnesc cu Dorian Popa, care va fi aici la Marea Deschidere. Așa că haideți să vedem dacă reușim să ne întâlnim cu el. În această zi am apărut și la televizor, mai exact pe postul Antena 3, la știri, iar apoi emisiunea a fost postată și pe canalul lor de YouTube, iar acum haideți să vedem imaginile. Au venit încă înainte de ora 11, ne-au spus că nici măcar nu au luat micul dejun, tocmai ca să fie sigur. A few moments later. După cum vă spuneam, am discutat și cu proprietarii, ne-au spus că sunt încântați de această coadă uriașă și așteaptă să le dea review-ul pentru această șaormă. Mulțumim foarte mult, a fost în direct Delia Bulgar. Dorian Popa! Restaurant care se deschide în capitală, îl vedeți în imagini, doamnelor și domnilor, pe Dorian Popa, cel care va oferi peste 3000 de shaorma gratuite. Cu toată lumea, doamnă, să aducem echipa mea care e așa legat. Trăiască băieții mă frâng, ce faceți? Salutare, domnule! Cea mai tare șampanie! Hai că omul repede acum! Ai văzut cum am dus repede cu buzițele? Dorian, ia de și eu vreau plasă la lui! Ține, vrei mai pus, hai că eu sunt pus-o acum! Dar ia de și mie unul, că asta e șampania mea! Gata! Deci eu pot să dau drumul la poze, da? Gata! Nu stau aici! Vă aștept când luați șaorma și facem poza sau vreți să vin acum la poze? Da? Atunci ai că încep de la început și vin pe la fiecare. Da. Am un canal de YouTube și dacă poți să le spui oamenilor să se aboneze la canalul meu. Cum se numește canalul tău, Silviu, tinere? Silviu N. Oficial. Toată lumea să se aboneze la Silviu N. Oficial. Jonuțule promite content de calitate. Respect. Bun. Mulțumesc mult, Dorian. Da, mamișor, uite, pupă și mamișor, da. Mamișor, sunt... Care e secretul succesului pe YouTube să ajung la 2 milioane de abonați ca tine? Secretul succesului în viață, nu pe YouTube, este munca. Multă muncă, perseverență, consecvență. Dacă voi cumva credeți că o să stați în pat și o să plouă cu bani, nu. Mulțumesc mult! Hai! Uitați-vă aici ce mașină avem lângă noi. Mașina lui Dorian Popa. Ție nouă chiar aici, la Dimitrov. Johnule, coboară din tramvai repede cât mai ai timp. Vino cu așa ori mai din partea mea.
nu sta pe gânduri. Vă mulțumim tuturor care ați venit, asta e așa să mă audă și cei mai din spate văzându-mă. Stați fără de grijă, avem pentru toată lumea cerunțurile până la ora 6, fratele vostru aici înțepenește, chemați prietenii, familia, purcelul, cățelul, pe toată lumea. Avem șaurma din partea șaurmei, pentru toată lumea. Chestia asta în București, în mai multe locații, vom deschide mai multe locații, iar strategia va fi aceeași, șaurma gratuită pentru toată lumea, pentru că oamenii știu cât de mult îmi place mie șaurma. Între timp a venit și Mamișor, care a acordat un interviu în direct pentru Antena 3 împreună cu Dorian. Băi, noi, pasionați de ani, noi, mașina lui Dorian Popa! Ia uitați-o! Ce frumoasă e! Acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, sunt foarte bucuros pentru că mi-am îndeplinit unul dintre visurile mele și mai exact să mă întâlnesc cu Dorian Popa. Abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru că vor mai urma și alte videoclipuri cel puțin la fel de interesante ca și acesta și aștept toate părerile voastre cu mare drag în comentarii. Dați un share la acest videoclip ca să-l vadă și prietenii voștri, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu mare drag și data viitoare pentru că veți găsi cel mai fresh content doar aici, pe canalul de YouTube.